spui și mie ce sper să obții. Ce sper să obțin? Ce sper să obțin? Ți-am spus, vreau să-l văd pe Lucian că dispare la fel cum a făcut-o și el cu taică-miu. Păi, Andreea n-are nicio vină pentru ce a făcut Lucian. Serios, Adela, n-are nicio vină, Andreea. Pe bun, ești atât de naivă. Nu ți-am spus că ea ți-a furat copilul? Aminți! A, da, mint? Da, mint, Adela, nu-l ascult, dar el ți-a furat copilul, nu eu! Ia să vedem, acum mai minți? Ce faci, mă, nebunul, ia-o, dacă poate să descarcă din greșeală, da, ia-l! Dacă... Spune, zi, recunoaște, hai, cine a furat copilul, zi! Silvi, lasă-mi pe tine! Yes. Bro! Mihai! Vino repede! Ce e? Bro, mi-ai spus că Adela a folosit o aplicație ca să-și comande mașina, da? Da. Mi-am adus aminte că aplicația respectivă îți trimite un sumar al călătoriei și... Tanam... Călin, zi mai clar! Bro, i-am spart e-mail-ul a Adelei și am găsit... Știu unde e Adela! Bro, am găsit-o! Hai să mergem! Stai puțin! Lascu, de ce nu-l sună pe Lascu? Îl sunăm din mașină, n-avem timp să așteptăm, hai! Hai mă, trage, hai! Hai mă, trage, omoară-mă dacă vrei! Hai mă, hai! Dacă vrea, hai! Ce mai contează încă o crimă, un prosigiu? Nu mai contează, nu? Ce faci, mă? Prefer să mori în loc să spui adevărul? Măi, Andreea, zic, oricum știu deja! Nu eu ți-am furat copilul! Mina, atunci hai să vedem ce părere ai dacă moare Adela. Am luat unde e Adela, îți trimit adresa și ne vedem acolo. Mihai, așteaptă poliția, nu face o Taci din gură, dacă scoateți un sunet, vă omor, da? Mihai, suntem aici, ai grijă, are un pistol! Taci, Andreea, că ne omoră! Era vocea Andrei? Da, cred că da. Nebunit, dar zice, a zis să are o armă. Încetează, o să vină poliția acum. Nu pot să aștept să vină poliția. Hai, Mihai, te rog, Mihai! Am ajuns la un depozit. Și Adela? I-am auzit vocea Andrei. Și Mihai... S-a dus să vadă în depozit ce se întâmplă. Doar Andreea? Sigur e și Adela, doar că... Na, o să te țin la curent, o să vină poliția în curând oricum. Bine, să mă suni imediat, da? Da, da, da. Hai că o să fie bine. Da, trebuie. Trebuie. Au ajuns în locul în care a lăsat-o mașina. Așa. Și au auzit-o pe Andreea acolo. Da. Și? Și o să sune imediat înapoi ce află mai multe.
Păi stai, și de Adela n-a zis nimic? Încă nu. Poți să mă sune imediat. Da, mi-e frică. Stai, nu. Dacă Adela se înșală și omul ăla chiar o să-i facă rău. Te rog, nu ne ajută cu nimic dacă gândim așa. Te rog, hai să fim calmi, te rog. Mihai acolo, poliția sosește în câteva clipe. Noi trebuie să stăm aici pentru Bogdan, da? Hai. Da? Să ne păstrăm calmul. Hai, te rog, uite, gata. Sunt acolo toți. Gata. Ce aveți, bine? Ce e? Ce s-a întâmplat? Nu-mi zici că e... Hai, l-a găsit. Și pe Andreea, da? Da. Păi bine? Da. Andreea, păi bine? Ți-a zis da, că da, e da, bine, fetica, e bine. E bine. Da. Și Adela? Adela, nu știm nimic. Da.